Dragi prieteni, în seara aceasta ne întâlnim cu profeția care, într-un anumit sens, este cea mai spectaculoasă din cartea lui Daniel și din toată Scriptura, în sensul că este cea mai lungă și, în același timp, este și cea mai plină de detalii. Ea începe cu capitolul 10, unde avem o introducere asemănătoare cu întâlnirea aceea între ființele cerești și Daniel din capitolul 8, după care profeția propriu-zisă, în cuvintele lui Gabriel, îngerul interpret, care îi vestește lui Daniel ce va urma începând din clipa aceea, tot capitolul 11 și primele versete din capitolul 12, după care sfârșitul capitolului 12 ne conduce din nou în același fundal pe care îl introduce capitolul 10, adică ființele cerești discutând între ele și Daniel primind un răspuns. L-am numit Războiul Stelelor, acest capitol, această profeție ultimă, care cuprinde capitolele 10 la 12, dar am împărțit-o în două pentru motive practice, pentru că ar fi fost prea mare ca să o studiem într-o singură ocazie, așa că vom studia în două ocazii. Studiem astăzi doar până la 11:35 și data viitoare ceea ce a rămas din cartea lui Daniel, ultima parte din capitolul 11, care este cu totul specială și privește vremurile noastre și ce va urma în continuare, și capitolul 12, care este concluzia cărții și confirmarea tuturor profețiilor. După care vom încerca să avem o întâlnire mai festivă cu ocazia încheierii profețiilor lui Daniel și vom intra în Apocalipsa. În Judecător 5, în Cântarea Deborei, avem un vers care zice: din ceruri stelele luptau pe cărările lor împotriva lui Sisera. Cu alte cuvinte, și cerul este implicat în ceea ce se întâmplă pe pământ. Iar capitolul 10 din cartea lui Daniel ne arată într-adevăr care este istoria din spatele istoriei, care este conflictul din spatele tuturor conflictelor și de aceea când vom citi în continuare sau când vom prezenta capitolul 11 cu conflictele lui Est-Vest și Nord-Sud, vom înțelege că în aceste conflicte există în spatele lor, de fapt, un conflict sus-jos. Deci, în spatele conflictului Est-Vest și Nord-Sud, care sunt conflicte geopolitice, geografice, există un conflict sus-jos. Cer-pământ. Viziunea aceasta, care este ultima a lui Daniel, este datată în anul 535, anul al treilea lui Cirus. Anul este cu aproximație pentru că nu știm după ce sistem calculează Daniel primul an al lui Cirus. Din cauza aceasta s-ar putea un an, doi, mai sus sau mai jos. În orice caz, lucrul acesta ne spune ceva. Pentru că știm din Scriptură, din cartea lui Ezra și din sfârșitul cărților cronicilor, că Cirus urma să dea un decret în primul an de domnia lui, că a dat un asemenea decret de repatrierea evreilor și de reconstruirea templului. Deci ne aflăm la 3 ani după aceea. Și ar trebui să-l găsim pe Daniel foarte bucuros de aceste evenimente. Însă ca și în capitolul 9, unde când aude că la sfârșitul celor 70 de ani trebuie să vină restaurarea, în loc să se bucure, postește și se roagă, la fel se întâmplă și aici în capitolul 10. Ceea ce înseamnă că erau probleme în legătură cu această repatriere și cu această restaurare. Ce probleme trebuie să fi fost?
Știm din cartea lui Ezra și din Neemia de asemenea și din alte cărți asemănătoare, Hagai, Zaharia, știm că, într-adevăr, s-au repatriat o serie de iudei, dar au fost destul de puțini care au revenit în patrie. Trecuseră 70 de ani de când fuseseră luați prizonieri, fuseseră deportați în părțile Babilonului și în alte zone din Imperiul Babilonian, apucaseră să aibă acolo un rost, să aibă locuințe, să aibă tot ce le trebuie. Unii ajunseseră chiar destul de bogați, adică erau robi care aveau robi la rândul lor. Vă imaginați? Și s-a descoperit chiar în tăblițele cuneiforme și cel puțin o firmă de zarafi, de bancheri, Murașul și fiii, care era nume ebraic din vremea aceea. Deci, bancheri evrei în Babilon, în vremea aceea. Deci, erau oameni care se situaseră destul de bine în diaspora și acum, ca să se întoarcă în Iudeea, în țara din care probabil nu ei plecaseră, ci părinții lor, pentru că trecuseră 70 de ani. Sigur, cei care erau mai religioși, mai excesiv de patrioți sau care erau destul de săraci încât nu aveau motive pentru care să rămână în diaspora. Și sigur că în Iudeea nu aveau la ce se întoarce, adică nu mai aveau acolo niște locuințe ale lor, niște trebuia să-și ia totul de la capăt. Sigur, aveau să ocupe pământul, să-l lucreze, să... Dar asta dura și însemna ceva. Oricum, sărăcimea a plecat. Au plecat și câțiva leviți și preoți, dar nu prea mulți. Daniel spune așa, în anul al treilea lui Cirus, împăratul Persiei, s-a descoperit un cuvânt lui Daniel numit Belșațar. Cuvântul acesta care este adevărat vestește o mare nenorocire. Termenul folosit aici pentru nenorocire, țava, este același care e folosit pentru o știre în capitolul 8 și în alte locuri și el mai înseamnă și război. În câteva locuri în Biblie este folosit cu sensul de război, deci o știre sau război. Sunt unii care consideră că s-ar putea să însemne și un timp de necaz. Prin cartea lui Iov ar fi ceva aluzii de genul acesta și de ce a fost tradus aici cu nenorocire. Dar... alte traduceri, de exemplu, traducerea sinodală, zice un mare război. Traducerea NTR, baptistă și multe altele traduc un mare război. Și este mult mai în acord cu ceea ce urmează, cu profeția care urmează, care se referă într-adevăr la un conflict îndelungat. El, Daniel, a fost cu luarea minte la cuvântul acesta și a priceput vedenia. Dacă el a înțeles, ar trebui să înțelegem și noi. În vremea aceea, eu, Daniel, 3 săptămâni am fost în jale. N-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin și nici nu m-am uns deloc până s-au împlinit cele 3 săptămâni. Aceste 3 săptămâni pot fi datate foarte sigur după elementele cronologice pe care le avem în capitolul 10 și anume între 4 și 24 Nisan, sau aprilie, să zicem, 21 de zile sau 3 săptămâni. Între 3 și 24, îmi cer scuze. În anul 535, deci între 3 și 24 aprilie. A acoperit și perioada în care trebuia sărbători Paștele în vremea aceea. Nu știm dacă în exil mai sărbătoreau Paștele, pentru că asta cerea jertfirea mielului, și alte lucruri care nu avem informații dacă sărbătoreau. Dar este posibil. Și s-ar putea chiar la aceasta să se refere postul din versetul 3. Daniel avea motive să se roage pentru că aflase cu siguranță că cei repatriați, cei întorși în Iudeea, aveau probleme cu vecinii lor care erau ostili oricărei forme de restaurare
și religioasă, chiar cu atât mai mult o restaurare civilă. De la versetul 4 mai departe, Daniel povestește viziunea pe care a avut-o în urma acestei perioade de post, la sfârșitul celor 3 săptămâni. I-a apărut deodată în viziune, dar spune și unde a avut viziunea, anume era în apropierea fluviului Tigru, deci tot în părțile Babilonului, de data asta era în vremea perșilor, și a văzut o ființă extraordinară. Zice că mai erau și alți oameni cu el, care nu au văzut viziunea, dar care s-au înspăimântat atât de tare, fără să știe de ce, încât au luat-o la fugă. S-a întâmplat ceva asemănător cu viziunea pe care a avut-o Pavel, Saul, pe drumul spre Damasc. Da? Ceilalți n-au văzut ce a văzut el, n-au auzit exact ce a auzit el, dar au auzit ceva și au văzut ceva. O lumină puternică și au fost foarte impresionați. Ființa pe care a văzut-o Daniel și o descrie într-o strălucire extraordinară, semănând cu descrierea din Apocalipsul 1 a Domnului Iisus Hristos, a ființei cerești. Este îmbrăcată în veșminte, în odăjdii, în veșminte preoțești, nu a unui preot de rând, în veșminte de mare preot. În același timp, începe un dialog între Daniel și o altă ființă cerească, pentru că în momentul în care vede ființa aceasta prima pe care a văzut-o, a fost atât de impresionat încât a căzut la pământ neputincios și în momentul acela l-a atins o mână care era însă mâna altuia, a altei ființe care era mai aproape de el și care a început să vorbească cu el. Nu se recomandă cine este aceasta a doua ființă, dar din felul cum se poartă, îl atinge la fel cum îl atinge și în capitolul 9 și îi vorbește aceleași cuvinte, asemănător ca în capitolul 9. Daniel, om prea iubit și scump. Deci era obiceiul lui Gabriel să-i vorbească așa, nu oricine îi vorbea așa. Daniel este ajutat să se ridice în sfârșit și să stea de vorbă cu îngerul, dar mai leșină o dată până la începutul acestei profeții și îngerul are ocazia să-l sprijine, să-l ridice încă o dată. Este foarte interesant aspectul acesta că atunci când îngerul l-a vizitat așa vizibil, în plină zi, spre seară de fapt, în capitolul 9, Daniel nu a avut nicio reacție neobișnuită, s-a comportat ca și cum ar sta de vorbă cu un prieten vechi, dar când l-a văzut în viziune, atât în capitolul 8, cât și în capitolul 10, n-a putut suporta nici măcar apropierea îngerului, ca să nu mai vorbim cealaltă ființă care mai importantă decât îngerul acesta, era superiorul lui și care era undeva mai departe în apropierea fluviului Tigru. În introducerea aceasta, în capitolul 10, apare o noțiune cu o semnificație deosebită. Este vorba de cuvântul căpetenie pe care îl folosește îngerul când se referă la un anumit Mihael, adică ființa aceea care era superiorul lui și care e numit căpetenia sau voivodul poporului lui Dumnezeu. Și apoi vorbește și despre alte căpetenii, despre căpetenia Greciei, despre căpetenia Persiei. La prima vedere s-ar părea că este vorba de niște ființe omenești. În realitate însă, când îngerul vorbește despre ființele omenești, despre conducătorii acelor împărății, îi numește împărați. Doar când vorbește despre aceste ființe nevăzute, despre acela care
este, să zicem, ocrotitorul, patronul poporului lui Dumnezeu, îl numește Mihail, cel care este asemenea lui Dumnezeu, și de asemenea când se referă la ființele cu care el se lupta, Gabriel, când era prezent la împărații Persiei sau după aceea când aveau să vină grecii, ființele acestea care conduceau din umbră aceste imperii sunt numite de asemenea căpetenii, în ebraică sarim. Cuvântul înseamnă și comandant militar, poate să se refere și la un alt gen de capitan sau de căpetenie, de cap, de șef, dar în mod obișnuit este folosit cu sensul acesta. Apare și în capitolul 8 cu privire la acela care este căpetenia oștirii sau căpetenia căpetenilor, marele preot, și ne aducem iarăși aminte de un cadru de luptă în momentul în care Iosua urma să intre în Canaan să cucerească Ierihonul. Vă aduceți aminte că i s-a arătat un comandant, i s-a arătat un ostaș bine înarmat și Iosua l-a somat. Ești dintre ai noștri sau dintre dușmani? Pentru că nu-l cunoștea. Și i-a zis, nu, eu sunt căpetenia oștirii Domnului. Descalță-te, pentru că locul pe care stai este un pământ sfânt. Aici avem de-a face, într-adevăr, cu căpetenia oștirii Domnului, care este în același timp comandantul suprem al oștirilor cerești, este și patronul poporului lui Dumnezeu și în același timp este și marele preot. Este îmbrăcat ca mare preot. În Noul Testament, foarte frecvent veți găsi referiri la ființele cerești, atât la îngerii buni, cât și la îngerii răi, denumirea aceasta de căpetenii, în special Apostolul Pavel o folosește, adesea e tradus și cu cuvântul stăpânitor, Domnul Hristos, de exemplu, în Ioan 12 folosește cuvântul care, mă rog, în greacă este acolo arhe sau arhon, de unde avem cuvântul arhonte în limba română, de aici avem și arhi, arhanghel, arhi, păstor, arhi, orice arhi. Da? Domnul Hristos vorbea despre stăpânitorul lumii acesteia. Apoi e vorba de stăpânirile, domniile și căpeteniile din locurile cerești. În Efeseni și Coloseni se vorbește frecvent despre aceste puteri și într-un sens negativ. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, domnilor și stăpânirilor din locurile cerești. Sau Domnul Văzduhului, cum apare tot în Efeseni. Mihail este de asemenea numit una din căpeteniile cele mai de seamă. Unii au crezut că aici este vorba de un oarecare lider al îngerilor, adică așa cum este Gabriel, așa este și Mihail, un lider al îngerilor, printre alți mari conducători ai îngerilor. E adevărat că este un conducător al îngerilor, dar nu este un oarecare conducător al îngerilor, asemenea lui Gabriel. Gabriel este într-adevăr un comandant general al oștirilor cerești, dar Mihail este comandantul suprem al oștirilor cerești în calitate de creator, de Dumnezeu, și de aceea este comandant suprem alături de Dumnezeu Tatăl. Acestea sunt căpeteniile principale, comandanții supremi. La sfârșitul capitolului 10 avem versetul acesta. Dar vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în Cartea Adevărului. Și apoi îngerul face o paranteză. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, se referă la căpetenia Persiei și căpetenia Greciei care avea să vină, deci puterile care din umbră manipulează împărățiile acestea ale lumii. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voievodul, în textul ebraic este iarăși cuvântul acela pentru căpetenie, sar,
comandantul vostru, Mihail. Paranteza continuă însă, în anul din tâi al lui Darius Medul, eram și eu la el ca să-l ajut și să-l sprijinesc. Se încheie paranteza și acum se continuă ce voia îngerul să spună. Acum îți voi face cunoscut adevărul. Și abia de aici începe profeția propriu-zisă. Așadar, observați aici că secționarea pentru capitolul 11 în acest loc n-a fost foarte potrivită din partea redactorilor, dar este un lucru foarte vechi făcut de prin secolul 13, deci anii 1200 și ceva s-a făcut împărțirea asta și rămâne așa, nu avem ce-i face. Însă e bine să înțelegem că aici este o continuare. Capitolul 11, putem înțelege de ce s-a păcălit arhiepiscopul Langdon când a făcut împărțirea asta. Pentru că expresia aceasta în anul din tâia lui Darius, așa, l-a făcut să creadă că începe datarea unui nou eveniment. În realitate, dacă citim cu atenție, nu e vorba de asta, ci îngerul se referă la un eveniment care a avut loc în anul din tâia lui Darius Medul. Și evenimentul găsim în Daniel, capitolul 6. Acum îți voi face cunoscut adevărul. Și intrăm în capitolul 11, unde mai întâi, în acel conflict mare care ne-a fost promis de la, din primul verset din capitolul 10, mai întâi avem conflictul est-vest. Iată că vor mai fi încă trei împărați în Persia. Cel de-al patrulea va strânge mai multă bogăție decât toți ceilalți și când se va simți puternic prin bogățiile lui, va răscula totul împotriva împărăției Greciei. Vor mai fi încă trei. Îngerul spune acestea pe vremea lui Cirus. Deci după Cirus vor fi încă trei și apoi al patrulea este cel despre care se vorbește aici. După Cirus a urmat fiul său Cambize, apoi Smerdis, numit și falsul Smerdis sau magul Gaumata, care a domnit mai puțin de un an, apoi Darius I, Darius cel Mare, și al patrulea este Xerxes cel Mare, numit în Biblia Cornilescu pe care o folosim noi, Ahasveros, pentru că așa îl numeau evreii. El se numea de fapt în persoană Hșaiarșa, grecii îi spuneau Xerxes, perșii îi spuneau Hșaiarșa, babilonienii care nu puteau pronunța Hș odată, spuneau un an înainte și spuneau Ahșiarșu sau Ahșivarșu. Și evreii, după babilonieni, ziceau Ahasveros. Deci, vă dați seama, între persană și limbile astea semitice era o mare deosebire și atunci numele astea se pronunțau cum se putea. Sigur, se crea o anumită tradiție, într-un anumit fel. Ahasveros îl întâlnim în ebraică în felul acesta și Cornilescu îl transliterează în forma Ahasveros în cartea Esterei și în cartea lui Daniel, dar în Ezra 4 îl transliterează în forma Asuerus, care provine din latină, de la Ahasuerus, apoi Asuerus. Mai este și forma Ahasver întâlnită în sfârșit. Nimeni nu bănuiește că Ahasver vine de la Xerxes, dar este de fapt același nume. Da. Ce se spune despre acest al patrulea împărat? Că va scula totul împotriva împărăției Greciei. Într-adevăr, a inițiat o campanie, o expediție militară uriașă împotriva grecilor. Herodot spune că erau atât de mulți, vorbește acolo despre cel puțin un milion, ceea ce niciun istoric nu poate să creadă așa ceva, dar indiferent dacă credem sau nu, asta spune că într-adevăr au fost foarte mulți și cu multe pregătiri care implica multe cheltuieli, bineînțeles, dar se știe că a fost foarte bogat și citim în cartea Esterei, deja în primul capitol, se arată într-adevăr bogăția lui Ahasveros, a lui Xerxes cel Mare, arată cât display de bogăție a făcut cu ocazia acelor ospețe care durau cu săptămânile. Uh,
Sigur, ne-am aștepta ca un imperiu cu așa mare putere să-i facă praf pe greci. Ce erau grecii la ora aceea? Erau câteva stătulețe, de fapt câteva cetăți-state, care erau independente, mai făceau câte o ligă între ele, se mai aliau când aveau un vrăjmaș comun, dar de obicei erau, se băteau între ei de obicei, ca mulți alții. Și în fața pericolului persan au reușit să facă niște fapte de vitejie extraordinare, așa încât le-au cauzat perșilor înfrângeri grozave. Bătăliile de la Termopile, Plateia, Micale, tot din vremurile acelea ne amintim și despre Maraton și alte. De acolo vine și proba de Maraton, da? Vă amintiți de solul acela care a alergat? Cu imaginea aceasta a lui Xerxe, care scoală totul împotriva Greciei, obiectivul îngerului îi scoate pe perși din discuție, pur și simplu. Și apoi se referă la reacția vestului. Dar se va ridica un împărat viteaz care va stăpâni cu o mare putere și va face ce va voi. Adică din țărișoarele acelea mici, din stătulețele acelea grecești, se ridică cine? Un băiețel, un tânăr de 20 ceva de ani, cu nu prea mulți alții de seama lui, bine instruiți însă, și încearcă să se lupte cu colosul acesta, să intre prin Asia Mică, bineînțeles, să intre în Imperiul Persan și rând pe rând a avut numai succese. Numai succese. Putem crede așa ceva? Istoria așa spune. Și cred că nu degeaba îngerul prezintă lucrurile acestea, nu numai pentru curiozitatea noastră de a observa cum s-a împlinit istoria. Vă dați seama că lucrurile acestea aveau să se întâmple mai târziu pentru evrei și în vremurile acelea au fost generații de evrei din poporul lui Dumnezeu care au putut urmări pas cu pas aceste lucruri, nu? Când vezi așa ceva că se întâmplă, cred că trebuie să fii cel mai credincios de pe pământ. Din păcate n-a fost chiar așa. Dar au avut această ocazie să vadă împlinindu-se lucrurile acestea sub ochii lor. Să urmărească rând cu rând pe sulurile sfinte și să știe care va fi pasul următor. Cine va câștiga? Dar cum se va întări, așa se va și sfărâma împărăția lui și va fi împărțită în cele patru vânturi ale cerurilor. Patru. Dar nu între urmașii lui. Și nici nu va fi tot atât de puternică pe cât era sub el. Căci va fi făcută bucățele și va trece la alții afară de aceștia. Observați cât de clar este că nu mai am nevoie să dau nicio explicație. Deja în capitolul 8 am vorbit despre țapul acela care venea dinspre vest, căruia i s-a frânt cornul cel mare în culmea puterii și după aceea au ieșit patru coarne mari în locul lui, în cele patru vânturi ale cerului. Aici este marea profeție despre Alexandru Macedon, care în circa 10 ani a cucerit lumea și a părăsit-o la fel de repede. S-a îmbolnăvit și a murit. Nu se știe exact de ce s-a îmbolnăvit. Unii spun că din cauza că a băut prea mult și asta este adevărat, că s-au făcut întreceri. Cine poate bea cât mai mult cupa lui Hercule de cât mai multe ori o poate goli? Obosit și de tot felul de campanii și de tot felul de alte distracții. Se spune că este posibil să fi contractat o boală tropicală, ceva, de la țânțari, este posibil și asta. În orice caz, aceasta a fost ultima șansă a Babilonului de a rămâne o mare cetate. Odată cu moartea lui Alexandru s-a dus nu numai viitorul Babilonului, dar s-a dus și viitorul
idee de unitate în Imperiul lui Alexandru, pentru că Imperiul n-a mai rămas unitar. A fost împărțit într-adevăr în cele din urmă, după mai multe lupte de ani de zile și anumite războaie între diadohi, în cele din urmă, pe la anii 300, între anii 306-301, s-a împărțit la cei patru, la patru dintre generalii lui Alexandru. Lysimachos a luat Tracia, Pergamul și alte părți, Cassandros a luat Macedonia și Grecia, Ptolemaios a luat Egiptul și alte zone apropiate, iar Seleucos a luat cea mai mare parte din Imperiul lui Alexandru. Versetul spunea acolo că va fi făcută bucățele împărăția lui. Nu doar că a fost împărțită în patru, dar au apărut și multe altele, pentru că unele din aceste puteri, două din ele au fost mai puternice. Una a fost ceva mai slabă, a fost lovită de celți regatului Lysimachos și au apărut mai târziu, în a doua parte a acestei ere elenistice, au apărut și alte regate elenistice. A apărut un regat greco-bactrian, apoi a apărut Bitinia, a apărut Pontul, regate elenistice mai mici, care erau rupte tot din Imperiul Alexandru și nu erau dintre acestea patru. Deci observați că în capitolul 8 și în capitolul 7 profeția se ocupa cu liniile majore. Acolo se vorbea doar despre cele patru puteri. Aici se adaugă și alte amănunte. După ce se prezintă lucrurile acestea, apare de acum în continuare, de la versetul 5, un alt conflict care se continuă până la sfârșit. Un conflict nord-sud. Îngerul nu mai urmărește cursul evenimentelor cu toate aceste patru puteri, ci se referă doar la două dintre ele. Împăratul de la miază noapte și împăratul la miază zi, așa le numește el acolo. Însă când zice lucrurile acestea, chiar dacă îngerul când îi vorbește se află la râul Tigru, realitatea este că limbajul folosit este limbajul ebraic folosit în Palestina, în Canaan, în Iudeea, cum vrem să zicem, unde împăratul de la miază noapte totdeauna era Siria sau zonele Siria-Babilon și împărăția de la miază zi era Egiptul. Acesta era limbajul folosit și îl găsim în mai multe cărți ale Bibliei. Într-adevăr, două din aceste regate elenistice, și anume regatul ptolemaic al Egiptului și regatul seleucid, care avea Siria, Babilonul și tot Estul până în India, erau orientate față de Țara Sfântă, față de Iudeea, la nord și la sud. Acum veți spune că ceea ce zicem noi nord aici era de fapt mai mult est, pentru că într-adevăr se întindea mult înspre est. Însă realitatea este că vechea capitală la Babilon a fost părăsită și între timp seleucizii și-au construit o capitală Seleucia, în apropiere de Babilon, iar următorul și-a construit o capitală în Siria, numită Antiohia, după numele lui Antioh. Pentru că toți acești seleucizi au purtat numele fie de Seleucos, fie de Antiohos. În timp ce cei din dinastia Egiptului au purtat numele de Ptolemaios sau Ptolemeu. Îngerul se referă la aceștia pentru faptul că între aceste regate, între aceste puteri, era așezată Iudeea, poporul lui Dumnezeu. Pentru acest motiv,
Se vorbește foarte mult de acest conflict în profeție. Conflictul politic în sine contează și învățăm multe din acest conflict, dar este și mai important faptul că este implicat aici și poporul lui Dumnezeu. Și poporul lui Dumnezeu, în cele din urmă, va avea de suferit în acest conflict. Împăratul de la miază zi va ajunge tare, dar unul din mai mari, din comandanții lui, va fi și mai tare decât el și va domni întemeind o mare împărăție. Este vorba de Ptolemeu Soter, care a întemeiat regatul egiptean, numit și Lagid, uneori Egiptul Lagid, sau elenistic, iar celălalt despre care se vorbește, unul din căpetenile lui, unul din mai marii lui, este Seleucos. Seleucos, interesant este că în istorie nu se face mare caz de lucrul acesta, este tratat ca un general al lui Alexandru și ca un om foarte puternic, însă pentru un timp, în războaiele dintre diadohi, Seleucos a fost sub comanda lui Ptolemeu al Egiptului, a fost militar vorbind, a fost aliat cu el și a fost în subordine. În așa fel încât este foarte interesant că subliniază lucrul acesta profeția îngerul Gabriel, unul din comandanții lui, va fi mai... De ce? Ca să arate care sunt ironiile istoriei în privința aceasta. Cine ajunge să fie mai mare? Ptolemeu a fost într-adevăr un foarte mare domnitor și capitala Alexandria, Egiptului, amintea de Alexandru cel Mare și sigur că el voia să stăpânească întregul imperiu. Dar s-a întâmplat că unul din subordinea lui, tocmai nu, un om pe care l-ai sprijinit, l-ai ajutat și într-adevăr l-a ajutat să ocupe domnia în Est, a devenit mai mare decât el. Așa se întâmplă adesea. Uitați-vă la teritoriile Egiptului din vremea aceea, care sunt într-adevăr foarte mari. E și parte din Libia, sunt și niște părți din Asia Mică, tot ce vedeți acolo cu albastru. Și uitați-vă apoi la ceea ce vedeți colorat cu galben, ca să vedeți cât de mare era regatul lui Seleucos. Se întindea până în India, pentru că, într-adevăr, Alexandru cel Mare cucerise și o parte din India, din nordul Indiei, însă mai târziu seleucizii au cedat partea aceea indienilor în schimbul unui număr de elefanți de luptă. Din versetul 6 intră și femeile în război aici. Întotdeauna în lume și femeile au avut rol, așa încât îngerul le bagă în seamă. După câțiva ani se vor uni, adică vrea să spună că Ptolemeu și Seleucos, regii din Egipt și din Siria, se vor face alianță și fata împăratului de la miază zi va veni ca nevastă la împăratul de la miază noapte, ca să se facă o învoială. În ebraică se vorbește de alianță sau legământ. Deci e vorba de o alianță, un pact, ca să spunem așa. Dar aceste mijloace de ajutorare nu vor avea nicio putere și nici celelalte mijloace ale ei nu vor putea ține piept, ci ea va fi dată la moarte împreună cu alaiul ei, cu tatăl ei și cu cel ce s-a legat cu ea. Ce s-a întâmplat, de fapt? Ptolemeu al doilea, fiul lui Ptolemeu cel Mare, în urma conflictelor cu Seleucos, de data asta e Antioh II, este un urmaș al lui Seleucos cel Mare, obosit probabil de atâtea conflicte sau mai degrabă pentru a... Știți, când armele nu sunt suficiente și niciodată nu sunt suficiente, diplomația, care nu este întotdeauna cinstită, rezolvă restul.
S-a gândit Ptolemeu, după cum era obiceiul vremurilor, să facă o înțelegere, să facă o alianță cu Antioh, cu Seleucizie, să facă pace și după obiceiul vremii de a face un legământ, un legământ se pecetluia întotdeauna cu o căsătorie. Dar Antioh era căsătorit. Pe soția lui o chema Laodice sau Laodice, să spunem mai latinește, și Ptolemeu îi propune să o repudieze pe Laodice și îi dă el pe fiica lui, pe Berenice, și în felul ăsta fac pace. Antioh a fost de acord, a repudiat-o pe Laodice, a luat-o pe Berenice, a avut un copil cu ea, căruia a pus numele tot Antioh, ar fi trebuit să fie al treilea, dar n-a mai ajuns să domnească. Însă, nu după mult timp, în anul 246, Ptolemeu Filadelfo a murit și Laodice a fost chemată înapoi de către Antioh. După ce a venit înapoi, nu știu cum se face, că a dispărut Antioh, a murit, se zice că ar fi fost otrăvit de Laodice. Tot ce e posibil. În orice caz, a apărut acum un conflict serios între Egipt și Siria, pentru că se punea problema succesiunii. Cine urmează la domnie după ce a murit Antioh? Ptolemeu zicea că nepotul lui, următorul Antioh, trebuie să domnească, era minor acum. Dar Laodice s-a îngrijit ca să nu se întâmple treaba asta, pentru că ea avea un fiu, un Seleucos, de la Antioh, zeul, care trebuia să domnească. Și atunci ea a făcut să dispară de pe scenă și Berenice și fiul ei, și în felul acesta tot planul acela al Ptolemeilor de a pune stăpânire pe tronul Seleucizilor pe calea aceasta prin acea alianță s-a spulberat. Exact așa cum prevedea profeția. În vremea aceea însă se va ridica în locul ei un lăstar din aceeași rădăcină cu ea și va veni împotriva oștirii Siriei, va intra în cetățuia împăratului de la miază noapte, va face ce va voi cu ea și va fi biruitor. Va ridica și va strămuta în Egipt odată cu prinșii de război, chiar și pe dumnezeii și chipurile lor turnate, împreună cu vasele lor scumpe de argint și de aur. Apoi va lăsa câțiva ani în pace pe împăratul de la miază noapte. Aici este vorba de al treilea război sirian, numit și război laodicean, pentru că a fost declanșat de acțiunea Laodicei. Poate că vă întrebați cu ocazia asta ce legătură este între această Laodice și cetatea anumită Laodicea din Frigia. Este o legătură. Această soție a lui Antioh cel Mare, care era și sora lui în același timp, se purta în vremea aceea la acești macedoneni care stăpâneau lumea, în cinstea ei, regele Antioh a zidit o cetate în Frigia, căreia a pus numele Laodicea, în cinstea Laodicei. Și de aici numele cetății Laodicea. A populat-o cu sirieni, cu evrei, a găsit cu cine să o populeze. Și a ajuns o cetate foarte bogată. În al treilea război sirian sau laodicean, care se desfășoară între anii 246-241, avem aici maxima extindere a regatului Ptolemeilor. Ptolemeu III, supranumit și binefăcătorul, este cel în timpul căruia s-a tradus pentru prima dată Biblia în greacă, într-o altă limbă, deci până atunci nu fusese tradusă într-o altă limbă. Acest Ptolemeu a lansat o campanie împotriva Seleucizilor, o campanie cu succes, cu mare succes, a ajuns să recupereze niște teritorii, să le anexeze teritorii din Siria și a pătruns chiar până la Babilon. Și a reușit să recupereze dintre idolii egiptenilor
care fuseseră luați, capturați de Cambize, fiul lui Cirus, pe vremea perșilor, când cuceriseră Egiptul. Și pentru că a adus înapoi acești idoli, care erau prețioși, sigur, și ca material prețios, dar erau importanți așa psihologic pentru egipteni, pentru că egiptenii acum erau stăpâniți de acești macedoneni care nu erau deloc foarte miloși cu egiptenii. Egiptenii erau duși în stare de sclavie, erau folosiți uneori la război, dar numai cu arme foarte rudimentare, nu li se dădeau arme, că așa se proceda în vremea aceea. Nu li se dădeau ca să nu se răscoale. Erau ținuți sub papuc, cum se spune. Și în urma acestui act de recuperare a dumnezeilor Egiptului, egiptenii s-au bucurat și l-au numit pe Ptolemeu al III-lea Evergetes, adică binefăcătorul. La ce putem aștepta după așa ceva, după un asemenea atac al Sudului? Trebuie să ne așteptăm ca Nordul să contraatace. Și cam asta se întâmplă în tot capitolul. După o răzbunare, nu poate să vină decât alta din partea opusă și mai grozavă. Acesta, adică cel din Nord, va porni împotriva împărăției împăratului de la miază zi, dar se va întoarce iarăși în țara sa. Totuși, fiii săi vor începe iarăși războiul și vor strânge o mare mulțime de oști care va înainta, se va revărsa ca un râu care iese din matcă și îl vor împinge iarăși înapoi până la cetățuie. Iarăși. Aici este vorba de campania lui Seleucos al II-lea împotriva Egiptului. Acest Seleucos al II-lea, despre care am vorbit mai înainte, împotriva căruia a făcut război Ptolemeu al III-lea, este fiul Laodicei, care a domnit până la urmă. Campania lui Seleucos al II-lea împotriva Egiptului din 239 a fost soldată cu înfrângere. Fiii lui Seleucos al II-lea au fost apoi Seleucos III și Antioh al III-lea, supranumit cel Mare. Aceștia au lansat al patrulea război sirian. După care citim în continuare textul în cuvintele îngerului. Împăratul de la miază zi, mâniat de aceasta, va ieși și va lupta cu împăratul la miază noapte. Va ridica o mare oștire, dar oștile împăratului de la miază noapte vor fi date mâinile lui și nimicite. Atunci inima împăratului se va îngânfa, va doborâ 10.000, se poate traduce și 10.000, dar tot nu va birui. Expresia aceasta, tot nu va birui, apare în diferite alte traduceri diferit. Nu va predomina, nu va rămâne triumfător, nu va deveni puternic. Ideea nu este aceea că nu va avea succes atunci, ci că nu va profita de succesul acela ca să rămână puternic mai departe. Aici este vorba de marea bătălie de la Rafia din anul 217, o bătălie uriașă, când pentru prima dată în istoria militară s-au folosit elefanți de luptă. Știm de unde îi aveau seleucizii, că lăsaseră indienilor nordul Indiei, dar egiptenii îi aveau din Africa, ca și cartaginezii, foloseau elefantul african. Pentru lumea din vremea aceea, elefanții reprezentau niște monștri, într-adevăr, mai ales cum erau ei harnașați și deasupra așezate structuri de luptă și așa erau bătăliile din vremea aceea. Și între romani și cartaginezi apar asemenea scene, care se desfășurau aproape în același timp. Cu ocazia aceasta, Ptolemeu al IV-lea Filopator l-a învins pe Antioh cel Mare. Probabil că încă nu i s-a dat numele de cel Mare deocamdată, ci mai târziu. După această victorie foarte mare, Ptolemeu însă nu a căutat să se mențină puternic, ci s-a întors la o viață de orgii, de huzuri, de
petreceri. Versetul 13. Împăratul de la miază noapte se va întoarce și va strânge o știre mai mare decât cea din tâi și după câteva vreme, după câțiva ani, va porni în fruntea unei mari oștiri bine înarmate. De la versetul 15 se continuă ideea aceasta. Împăratul la miază noapte va înainta, va ridica întărituri și va pune mâna pe cetățile întărite. Oștile de la miază zi, nici chiar floarea oamenilor împăratului nu vor putea să țină piept, nu vor avea putere să se împotrivească. Deci, victoria de la Rafia a Ptolemeilor a fost ultima victorie a Egiptului elenistic. Ultima. Când Antioh al III-lea s-a răzbunat, a ridicat o mai mare oștire împotriva Egiptului, a avut succes. Dar în mijlocul acestui război, în mijlocul acestei campanii împotriva Egiptului, se face o remarcă în versetul 14, de aceea am pus-o în paranteză. În vremea aceea se vor ridica mulți împotriva împăratului de la miază zi. Deci au fost mai multe împrejurări care l-au ajutat pe Antioh în acest război împotriva Egiptului. În primul rând, Antioh a putut să facă alianțe cu diferite alte puteri împotriva Egiptului. Apoi, Egiptul nu avea acum pe tron un Ptolemeu la o vârstă care să-i permită să conducă Egiptul. Era un minor și regatul era condus de niște regenți. Regenții aceștia nu erau foarte cinstiți față de regele lor minor, făceau conspirații împotriva lui. În plus, egiptenii băștinașii, în urma bătăliei de la Rafia, unde fuseseră și ei implicați cu arme, începuseră să-și dea seama că și ei pot să facă ceva, să se scuture de jugul ăsta și începuseră să facă răscoale împotriva macedonenilor care conduceau Egiptul. Și în împrejurările acestea, cireașa de pe tort, ca să spunem așa, evreii care fuseseră sub stăpânirea egipteană și erau sub stăpânirea egipteană după tratatele stabilite inițial, s-au gândit că bine ar fi să treacă acum de partea seleucizilor. Asta le-a creat probleme, în primul rând, pentru că erau mulți evrei în Egipt, în special în Alexandria. Și au început să fie persecutați evreii din Egipt pentru motivul acesta. Să nu uităm că mulți evrei din Egipt erau mercenari în armata Ptolemeilor. O ceată de derbedei din poporul tău se vor răscula ca să împlinească vedenia, dar vor cădea. Din ceea ce se știe, în vremea aceea în Iudeea a apărut un așa numit partid filo-sirian cu dorința aceasta de a trece de partea seleucizilor. La ce vedenie se referă textul aici e greu de spus. În orice caz, este foarte probabil că acești evrei care doreau să schimbe politic lucrurile în vremea aceea au căutat să se folosească de oarecare profeții biblice, să le explice în așa fel ca așa se întâmplă. De foarte multe ori în istorie s-a întâmplat așa, ca Biblia, profețiile ei, să fie folosite politic pentru manipularea conștiințelor. Dar vor cădea, zice aici, adică nu vor avea succes. În realitate, pentru moment a avut succes, dar pe termen ceva mai lung, această politică a dus la dezastru pentru iudei. Versetul 16. Cel ce va merge împotriva lui, adică împotriva împăratului din sud, va face ce va voi și nimeni nu îi se va împotrivi. El se va opri în țara minunată, nimicind cu desăvârșire tot ce îi va cădea în mână. Aici e nevoie de o mică explicație, pentru că există traduceri, începând cu Septuaginta chiar, care în loc de nimicind cu desăvârșire, traduc și toată îi va cădea în mână. Adică țara minunată, toată îi va cădea în mână. Această ambiguitate a traducerii provine de la
un cuvânt ebraic simplu, dar interesant, kala, care înseamnă și a distruge complet. Asta înseamnă, dar se poate citi același cuvânt format din trei consoane, se poate citi și kula, adică toată ea, țară, va cădea în mâinile lui. Realitatea istorică este că nu a fost distrusă, n-a fost făcută cu ocazia aceea nicio distrugere împotriva evreilor, ci pur și simplu țara a căzut în mâinile lui Antioh cel Mare, pentru că evreii au trecut pașnic de partea lui. Nu se menționează în istorie niciun fel de conflict. Își va pune de gând să ia în stăpânire toată împărăția lui, adică a împăratului din sud, și făcându-se că are gânduri curate cu el, îi va da pe fiică sa de nevastă cu gând să-l piardă. Iarăși avem aici un plan. Dar lucrul acesta nu se va întâmpla și nu îi va izbândi. Apoi își va întoarce privirile înspre ostroave și va lua pe multe din ele, dar o căpetenie va pune capăt rușinii pe care voia el să-i o aducă și o va întoarce asupra lui. Apoi se va îndrepta spre cetățuile țării lui, dar se va poticni, va cădea și nu-l vor mai găsi. Antioch cel Mare a învins la Panion, asta se numește Banias, forțele egiptene, care au condus-o de generalul Scopas, pentru că Ptolemeu era minor încă. Cu ocazia aceasta, Antioch cel Mare și-a consolidat stăpânirea asupra mai multor zone, între care acum avea și Iudeea sub stăpânire de la anii 200. Și s-a gândit să facă și el o alianță cu Ptolemeu acum, să facă pace. Între timp, Ptolemeu s-a făcut mare și i-a dat pe fiica lui, pe Cleopatra Sira, fiica fiind instruită, mireasa, ca să-l distrugă pe Ptolemeu. Dar prințesa a fost de partea soțului ei și l-a lăsat pe tăticul în pace cu planurile lui, în așa fel încât Antioch cel Mare n-a reușit să pună mâna pe Egipt cum aștepta. În continuare, Antioch, așa cum spunea profeția, s-a îndreptat spre ostroave, cuvântul acesta care înseamnă insule, cum în limba română, în ebraică are un sens puțin diferit. În ebraică, iim înseamnă orice ținuturi maritime, adică pot fi insule, pot fi peninsule, pot fi coaste, orice ținuturi de coastă, ținuturi maritime. Și într-adevăr, Antioch cel Mare a anexat o serie de teritorii din acestea în urma unei campanii în vest, în zona Greciei și vestului Asiei Mici. Elespontul, Tracia, Iubeia, insulele Samos, Rodos. Cu ocazia aceasta însă a ajuns în conflict cu Roma, pentru că unele din aceste teritorii erau aliate cu Roma. Și atât i-a trebuit Antiohului să atingă de protejații Romei. Roma abia aștepta un pretext, probabil. Nu numai Roma făcea așa, dar așa s-a... Întotdeauna pentru conflicte se căutau pretexte. Rare ori se pornea așa, pur și simplu, vreau să te cuceresc, nu? Rare ori se întâmpla. Se căutau pretexte nobile, morale. Te-ai atins de băieții mei, te-ai atins de protejații mei. Și Roma a trimis pe generalul Lucius Cornelius Scipio, care l-a înfrânt pe Antioch cel Mare. Bătălia decisivă a fost la Magnezia, în 190. Apoi, prin pacea de la Apamea, Antioch a fost silit să plătească romanilor o sumă uriașă ca despăgubire de război. Trebuia să o plătească într-un termen destul de scurt, în 12 ani. De asemenea, era obligat să renunțe la toate cuceririle din vest, era obligat să renunțe la flotă, la elefanții de luptă și să dea ostatici drept garanție, între care și pe fiul lui Antioch al IV-lea.
Trebuia să dea bani. Acum, de unde să dea bani? Că pe săraci îi poți jupui, dar pe termen lung ca să iei bani de la ei. Trebuie să cauți la bogați, nu? Și cum pe vremea aceea bogățiile cele mai mari erau strânse la temple, s-a gândit să facă o campanie în Est, unde nu mai fusese de mult, și undeva în la templul lui Bel din Elam, sau cum se numea în vremea aceea Elimais, provincia Elimaida, încercând să ridice tezaurul templului de acolo, a murit, a fost omorât și a lăsat în urma lui o situație deplorabilă, datorii de război uriașe, pe care următorul trebuia să le plătească. Învățăm foarte multe lucruri din acestea. Ce spune textul? Cel ce va lua locul, următorul, deci, va aduce un asupritor. Termenul ebraic folosit acolo în Noghes este chiar un termen care se referă la perceptor, la cel care stoarce biruri. În cea mai frumoasă parte a împărăției este un termen specific folosit pentru Iudeea. Dar în câteva zile va fi zdrobit și anume nu prin mânie, nici prin război. I-a luat locul Seleucos al IV-lea, Filopator, care a trimis în Iudeea pe marele birar Heliodor ca să ridice ceva de acolo, de la templu din Ierusalim. A fost și o trădare acolo la templu, pentru că Simeon, administratorul templului, le-a făcut cunoscut la sirieni că sunt acolo bani de... N-au ce face cu ei și, sigur, pe calea asta el urmărea să se afirme personal, nu că nu-l interesa lucrarea lui Dumnezeu sau... Pe de altă parte, marele preot Honias sau Onias al III-lea s-a opus acestei ridicări a tezaurului. Nu știm dacă Heliodor a reușit să ridice tezaurul de acolo sau nu. În orice caz s-a întors în Siria și după ce s-a întors a pus la cale otrăvirea regelui lui, a lui Seleucos, și a domnit în locul lui. Dar nu știu dacă a reușit să domnească un an, pentru că ostaticul cel trimis la Roma, Antioh al IV-lea, a auzit de ce se întâmpla în Siria și nu numai atât, Seleucos deja dăduse pe fiul lui ca ostatic în locul lui Antioh IV, deci a venit acesta și s-a dus Demetrios în locul lui. Acesta a scăpat din acest lung exil din Roma și educat acolo din tinerețe, uns cu toate alifiile, cum se spune, la Roma. Un tip care era și un fel de artist în felul lui și un om foarte iscusit și foarte diplomat în sensul cel bun și în sensul cel rău, a reușit să pună mâna pe regatul Seleucizilor. Era altcineva care avea dreptul la domnie în linie directă, un nepot al lui, fiul al lui Seleucos. Dar el l-a făcut imediat să dispară pe acela și pe oricine ar mai fi pretins, s-a aliat cu regele Pergamului, a încercat să îi consoleze pe sirieni cu tot felul de populisme și, mă rog, se făcea că era foarte popular și a reușit să câștige inimile oamenilor și a domnit. Despre el se vorbește în continuare așa, în profeție. În locul lui, adică în locul lui Seleucos, cel care avea să fie omorât, cum zice acolo, se va ridica un om disprețuit, fără să aibă putere împărătească, adică fără să aibă dreptul la domnie, dar se va ridica deodată și va pune mâna pe împărăție prin uneltire. Oștile se vor revărsa ca un râu înaintea lui, dar vor fi nimicite, împreună cu o căpetenie a legământului. În textul ebraic zice, chiar și o căpetenie a legământului. Aici este vorba de continuarea războiului lui Antioh, pentru că Antioh cel Mare, tatăl lui, începuse războiul contra Egiptului
Și acest Antioh al IV-lea n-a făcut decât să continue. Căpetenia legământului de aici este marele preot, Honia, din Iudeea. După ce se vor uni cu el, aici se vorbește despre politica lui în legătură cu Egiptul. După ce se vor uni cu el, va întrebuința o viclenie, va porni și va birui cu puțină lume. Va intra pe neașteptate în locurile cele mai roditoare ale ținutului. Va face ce nu făcuseră nici părinții lui, nici părinții părinților lui. Va împărți prada, jafurile și bogățiile, va urzi la planuri împotriva cetățuilor și aceasta va ține o vreme. Apoi va porni în fruntea unei mari oștiri cu puterea și mânia lui împotriva împăratului la miază zi. Și împăratul de la miază zi se va prinde la război cu o oaste mare și foarte puternică, dar nu va putea să țină piept, căci se vor urzi planuri rele împotriva lui. Cei ce vor mânca bucate de la masa lui îi vor aduce pieirea. Oștile lui se vor împrăștia ca un râu și morții vor cădea în mare număr. Cei doi împărați nu vor căuta decât să-și facă rău unul la altuia. Vor sta la aceeași masă și vor vorbi cu viclenie. Cei doi împărați sunt cel de la miază noapte și cel de la miază zi. Dar nu vor izbuti, căci sfârșitul nu va veni decât la vremea hotărâtă. Observați, acesta este un refren, mai apare în capitolul 11, ceea ce arată că oamenii încercau să aducă lumea la o culminație, la un sfârșit bun. Dar Dumnezeu știe ce fel de sfârșit sunt în stare oamenii să facă și El controla în așa fel evenimentele încât să nu aibă cineva succes să cucerească întreaga lume în vremea aceea, mă rog. Vom observa în continuare spre sfârșitul capitolului 11 cum totuși se ajunge în apropierea acestui ideal. Acest Antioh al IV-lea este cunoscut în istorie sub numele de Antioh Epifanes. El s-a numit așa pe sine Antioh Epifanes pentru că, mă rog, Epifanes înseamnă o manifestare a zeului. Sau unii mai traduc cu strălucitul. Cei care nu l-au iubit ăsta l-au numit Epimanes, adică nebunul. Cuvânt care îi se potrivește mult mai bine. Odată cu conflictul acesta reluat împotriva Egiptului și cu victoria lui Antioh la muntele Cassios din anul 171, apare un conflict al lui și cu evreii. În timpul acesta a apărut o campanie de elenizare forțată a iudeilor pe care Antioh a sprijinit-o. Zic că a sprijinit-o, pe de o parte, el a inițiat o asemenea campanie, dar era o parte dintre evrei filo-eleniști, filo-sirieni, care începuseră să se acomodeze cu cultura aceasta păgână și nu doar că învățaseră greacă, cultură greacă și își puneau nume grecești în locul celor evreiești și așa mai departe. Nu doar aceasta, care însemna prea puțin. Ci odată cu aceste obiceiuri grecești, ei adoptaseră și cel puțin parțial, dacă nu total, sistemul păgân al grecilor, religia lor. Cel puțin formele practice de manifestare a religiei, că în ce măsură credeau ei sau nu în Zeus sau în alt zeu grec, mai puțin contează. Cert este însă că renunțau la obiceiurile tradiționale iudaice de orice fel. În opoziție cu aceștia au fost unii care au ținut la credința strămoșească, biblică, o serie de conservatori, nu numai dintre cei săraci, dar cu preponderență aceștia. Au fost numiți în istorie hasidim, un cuvânt ebraic care înseamnă evlavioși, pioși sau credincioși.
Reprezentantul lor principal era, în mod natural, marele preot Honia al III-lea, care n-a vrut să cedeze tezaurul templului sirienilor și care a fost îndepărtat din funcție de propriul lui frate, care era de partea eleniștilor. Fratele lui se numea Yeshua, dar și-a luat numele Iason, ca să fie frumos grecește. În final, Honia a fost ucis din ordinul lui Antioh și s-a împlinit în felul acesta profeția. Trebuie să fac aici o mică paranteză și să spun că există interpreți serioși, de altfel, care consideră că această căpetenie a legământului de aici este Domnul Hristos. E adevărat că Domnul Hristos în cel mai înalt grad este căpetenia legământului, dar în contextul în care se vorbește aici despre aceste evenimente, ca să-L punem pe Domnul Hristos acolo într-o bucățică de frază și să trecem peste El și să nu-I găsim rostul în locul acela, eu n-aș susține așa ceva, mai ales că acela care vorbește aceste cuvinte, aceste profeții, este Îngerul Gabriel. Deci dacă Îngerul Gabriel vorbește despre superiorul lui, despre Domnul Hristos, în asemenea cuvinte, că, da, în vremea aceea va fi ucis și va fi dat la moarte și o căpetenie a legământului. Sau căpetenie a legământului, dacă vrei. Doar atât. Adică dacă vorbea despre Domnul Hristos cu adevărat, uitați-vă în capitolul 9, când e o profeție despre Mesia, toate cele patru strofe, într-un fel sau altul, se concentrează asupra personalității Domnului Hristos și asupra rolului Lui mesianic și mântuitor. Am citit în versetele anterioare cum cei doi împărați căutau să se păcălească unul pe altul, se ședeau la aceeași masă, dar spuneau. Deci e vorba despre faptul că acest Antioh Epifanes a intervenit în problemele Egiptului. Exista acolo o rivalitate între doi frați, rivalitate pentru tron. Și atunci, asta a fost mană cerească pentru și pentru orice. Și asta se întâmplă, nu? Sunt conflicte acolo și trebuie să mergem să protejăm oamenii noștri, nu? Și a intervenit în problemele Egiptului în felul acesta, a luat partea lui Ptolemeu al VI-lea Filometor, nepotul lui, era în același timp nepotul lui, adică fiul Cleopatrei, despre care vorbisem înainte. Și se făcea că vrea să-i dea ajutor ca să-și recapete tronul și discuta cu el cum să facă să scoată din ecuație pe celălalt frățior care era pretendent la tron. Însă, în cele din urmă, e clar că nici unul, nici altul nu se credeau reciproc, așa arată istoria, și cealaltă parte, Ptolemeu Fiscon și cu sorsa Cleopatra a II-a, au cerut ajutor Romei. Iar asta n-a fost bine pentru Antioh al IV-lea. Mai departe, profeția spune, când se va întoarce în țara lui cu mari bogății, în inima lui va fi vrăjmaș legământului sfânt, va lucra împotriva lui și apoi se va întoarce în țara lui. La o vreme hotărâtă va porni din nou împotriva împăratului la miază zi. Dar de data aceasta lucrurile nu vor mai merge ca mai înainte, ci niște corăbii din Chitim vor înainta împotriva lui. Aici se citează o profeție a lui Balaam de multă vreme din Cartea Numerilor. Iar el, deznădăjduit, se va întoarce înapoi. Apoi, mânios împotriva legământului sfânt, nu va sta cu mâinile în sân, ci la întoarcere se va înțelege cu cei ce vor părăsi legământul sfânt. Niște oști trimise de el vor veni și vor spurca sfântul locaș, cetățuia, vor face să înceteze jertfa necurmată și vor așeza urâciunea pustitorului. Va ademeni prin lingușiri pe cei ce rup legământul. Deci observați cum se amestecă aici interesele lui de cucerire a Egiptului, interesele politice, cu
atitudinea lui ostilă față de iudaism, care este numit aici legământul sfânt, pentru că este religia revelată, descoperită de Dumnezeu în Vechiul Testament la data aceea. În perioada aceasta a fost marea persecuție împotriva evreilor, care a durat 3 ani, între 168 și 165, din iarna lui 168 până în iarna lui 165. Este important să știm că este prima persecuție religioasă din istorie. Până atunci au mai existat oare un anumit fel de persecuții și evreii au mai întâlnit ostilități, dar mai mult naționale și politice, de altă natură și nu persecuție în mod explicit religioasă și nu încercare de a-i determina să-și părăsească religia. Cum a început persecuția aceasta? Antioh a auzit că evreii s-ar fi bucurat la zvonul că el, Antioh, ar fi murit în Egipt în timpul campaniei. Sigur că dacă se purtase cu ei în așa fel încât aveau motive să se bucure când au auzit zvonul ăsta. Dar nebunul când a auzit că ei s-au bucurat de asta, a zis, lasă că le-o fac eu lor. Și profeția spune, interesant că din istorie nu aflăm că ar fi fost o ostilitate a lui din interior împotriva religiei, deci ceva de natură religioasă. Istoricii chiar caută să-și explice pornirea aceasta a lui Antioh, pentru că așa ceva nu se făcea în antichitate. Păgânii nu se persecutau reciproc pentru faptul că unii se închinau la un zeu și la alții la alt zeu. Da, se băteau, se omorau pentru diferite lucruri, dar nu pentru încercarea de a-i converti pe unii la un alt zeu. Nu există așa ceva. Aici însă el pur și simplu vrea ca toate popoarele din imperiul lui, să zicem așa, să aibă aceeași orientare religioasă, adică aceea universală. Toate popoarele acceptau orice fel de zei și se închinau la toți zei, nu era nicio problemă. Dar evreii aceștia încăpățânați aveau un singur zeu și un zeu absolut exclusivist, care nu acceptă niciun fel de... Asta trebuie să dispară de pe pământ, zicea el, nu se poate. Cu ocazia aceasta, Antioh a lansat o persecuție care a fost o persecuție sângeroasă. În primul rând, a fost o încercare de a distruge complet religia iudaică, interzise scripturile și distruse, deci sulurile sfinte distruse. Este o minune că au rămas totuși scripturile până asta. Foarte multe au fost distruse cu ocazia aceea. Unele au supraviețuit chiar în peșterele la Marea Moartă. În vremea aceea chiar unii au căutat să se salveze din fața acestui pericol, refugiindu-se în munți, în peșteri, cu adevărat. Și s-a interzis de asemenea sabatul, celelalte sărbători, circumcizia, orice expresie a iudaismului sub pedeapsa cu moartea. S-a instituit un sistem inchizitorial. Veneau garnizoane siriene, militare, care se instalau la poarta cetății, a oricărei cetăți, și fiecare cetățean trebuia să iasă, nu știu dacă și femeile și copiii, și știu că pe vremea romanilor doar bărbații, stăpânii, gospodarii trebuiau să iasă și să oficieze, să tămâieze zeilor. Probabil și aici era tot așa. Trebuiau să iasă și se instala un altar la poarta cetății și trebuia să tămâieze ceva unui zeu grec sau să poarte iedera lui Bacchus sub formă de tatuaj sau să guste carne de porc. Deci ceva care să arate că să mărturisească pe calea aceasta că și-a lăsat religia. Ei, vă dați seama că în împrejurările acestea au fost unii care făceau treaba asta bucuroși pentru că deja erau elenizați și chiar
făceau campanii împotriva fraților lor care încă mai credeau, încă mai țineau și erau din noi anguște, așa care, înțelegeți? Și erau și unii care de frică, de teamă, de nu știu ce, se conformau, dar au fost și din aceia care au refuzat să se conformeze sub orice formă și care au fost sacrificați, pentru că ordinul era să fie pedepsiți cu moartea cei care nu se supun. Și au fost sacrificați și copii, și femei, și bătrâni, și cei care nu se supuneau, au fost și uneori torturați. Citiți, de exemplu, în 2 Macabei, acolo o situație foarte interesantă, seamănă puțin cu cazul Brâncoveanu și fiii. Cazurile acestea sunt acum sărbătorite în calendarul catolic și în calendarul ortodox, cu Sfinții Macabei sunt sărbătoriți. În Epistola către Evrei se face o aluzie la vremea aceasta când este scris: unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. La versetul 32 se vorbește despre această rezistență. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Înțelepții poporului vor învăța pe mulți. Unii vor cădea pentru o vreme, loviți de sabie și de flacără, de robie și de jaf. Când vor cădea, vor fi ajutați puțin și mulți se vor uni cu ei din fățărnicie. În Evrei 11:38, despre aceștia, același autor zice: ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Deci când au văzut că nu au cum să facă față situației, s-au retras din cetăți și s-au ascuns în pustiul Iudeii, în special prin peșterile care erau în zona aceea și care mai târziu au fost populate de esenieni. Însă în scrierile de la Marea Moartă există menționate și anumite nume din perioada aceasta grecească. De exemplu, numele lui Antiohos este menționat, Antioch, și un nume de rege grec, Demetrios, este de asemenea menționat. Deci este posibil ca încă din vremea aceea să fi rămas unii care să locuiască în zona respectivă. Rezistența aceasta merită toată lauda și toată cercetarea. Din păcate, istoria prea puțin știe despre aceste evenimente. Unii, de exemplu, care se ascunseseră într-o peșteră, și nu erau puțini, erau câteva sute, au fost surprinși într-o zi de sabat. Și pentru că au preferat să rămână să-și sărbătorească sabatul acolo, pentru că dacă ieșeau afară, erau gărzile siriene care i-ar fi distrus. Au fost omorâți prin asfixiere, s-au făcut foc la gura peșterei, fum, și în felul ăsta au fost asfixiați. Din cauza aceea, mai târziu, alții, tot din rezistență, au zis: trebuie să ne apărăm și în sabat dacă suntem atacați, pentru că altfel vom pieri de tot. În împrejurările acestea s-a găsit o familie de preoți din cetatea Modain care a hotărât să facă ceva în situația aceasta, ceva asemănător cu Cartea Judecătorilor. Știți că Dumnezeu l-a ridicat pe Gedeon, a ridicat pe Barac, pe alții ca să... Și a fost o familie de preoți în frunte cu preotul Matitia din Modain, care au zis așa. Preotul, tatăl, a zis: trebuie să ne opunem oamenilor acestora, altfel vor fi tot mai îndrăznețe împotriva noastră.
Și s-au înarmat cu ce aveau ei acolo, cu sabie scurtă, un cuțit, un nu știu ce. Și în momentul în care au trebuit să iasă din cetate și să jertfească, garnizoana siriană a venit acolo și a prezentat lucrurile în așa fel. Când a fost vorba de preotul Matitia, au vorbit cu el frumos și au zis: pentru că dumneata ești mai în vârstă și preot, toată lumea te știe, înțelege, și în felul ăsta totul e mai simplu pentru ceilalți. El a explicat că tocmai pentru că el este exemplu, nu poate să facă așa ceva. Și atunci unul dintre evrei care era mai dintre ăsta, ia mai lasă-mă, domnule, acolo cu religia asta, că oricum nu contează, a venit și a zis: lasă că jertfesc eu în locul lui. Și a venit să jertfească zeilor pe altarul respectiv. În clipa aceea, nu mai rețin dacă însuși Matitia sau unul din fiii lui au venit și au înfipt sabia sau cuțitul în apostatul ăsta care jertfea acolo zeilor, și sigur garnizoanele siriene imediat au reacționat, au căutat, da? Dar și ceilalți fii ai lui Matitia erau pregătiți și alții din cetate și au sărit asupra gărzilor siriene și i-au omorât, după care au căutat să întindă vestea la alte cetăți tot așa ca să se pregătească. Ce pregătire, vă spun că erau foarte slabi în pregătire, dar realitatea este că au reușit câteva victorii mari, extraordinare, de necrezut împotriva acestor seleucizi sirieni. Și la împlinirea a 3 ani de la începutul persecuției, exact la 25 Chislev, asta vine în decembrie undeva, au reușit să curățească și să restaureze pentru serviciul divin și templu. Nu vă spusesem că, dar am citit versetul deja, și templu a fost profanat, serviciul divin la templu cu jertfele, toate astea au fost interzise și pe altar a fost așezată o statuie a lui Zeus care era făcută în chipul lui Antioch Epifanes și s-au adus jertfe și porci ca să profaneze templu și lumea să nu se mai închine acolo. Iar la 3 ani, exact la 3 ani, deci e important să înțelegem lucrul acesta pentru că unii aplică evenimentele acestea cu Antioch Epifanes la celelalte profeții și nu se potrivesc în felul acesta. Este foarte clar că aici sunt exact 3 ani, în timp ce dincolo avem fie 3 ani și jumătate, fie 2300 de zile, fie cu totul alte perioade. Acest moment al curățirii și inaugurării templului din anul 165 la 25 Chislev se sărbătorește de atunci încoace în fiecare an de către evrei, poartă numele de Hanukkah, cuvânt care înseamnă sfințire sau inaugurare, și este menționat în Noul Testament în Ioan 10:22, unde Ioan spune: era la praznicul înnoirii templului, era iarnă. Exact așa spune. Astăzi Hanukkah se sărbătorește foarte festiv, este o sărbătoare a luminilor. Mă rog, există o tradiție legată de sfeșnic că chiar dacă s-a asistat serviciul divin, se spune că totuși o lumină undeva din focul sacru s-a păstrat și că de acolo sfeșnicul a fost aprins, și de aceea o să vedeți foarte multe feluri de sfeșnice, în special cu 9 brațe, care apar de sărbătoarea aceasta la evrei, o sărbătoare foarte frumoasă. În sfârșit, ultimul verset din profeția pe care o studiem astăzi: chiar și din cei înțelepți, mulți vor cădea ca să fie încercați, curățiți și albiți. Deci nu este vorba de cădere în sensul de părăsirea credinței aici, ci în sensul că vor cădea în mâinile persecutorilor, ca să fie încercați, curățiți și albiți până la vremea sfârșitului. Că sfârșitul nu va fi decât la vremea hotărâtă. Acest verset este cheia
Marii Profeții din capitolul 11. Pentru că în felul acesta aflăm că profeția aceasta, care vorbește mult, parcă prea mult, despre isprăvile acestui împărat de la nord, acest rege sirian, care n-a fost nici cel mai mare rege sirian, dar a fost primul mare persecutor împotriva evreilor și primul mare persecutor religios din istorie, este, dacă vreți, o prefigurare, un simbol, un tip și o umbră a altor persecutori care aveau să vină și în special a lui Antichrist, despre care deja am discutat din capitolul 7. De aceea vom observa în continuare, data viitoare, cum va decurge istoria cu adevăratul mare persecutor.